Urzica poate fi considerată o plantă vindecătoare pentru organismul nostru. Urzicile conțin un număr mare de aminoacizi, vitaminele A, C, K și B2, clorofilă, calciu, magneziu, fier, siliciu, substanțe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone și multe altele. Datorită acestui bogat conținut, urzicile sunt folosite ca aliment, dar și ca plante medicinale în cure pentru regenerarea organismului și pentru detoxifierea lui. Denumirea ei în limba engleză, nitel, se spune că provine din cuvântul olandez netel, care înseamnă ac, ceea ce nu este departe de adevăr, pentru că la atingere înțeapă. Cu toate acestea, urzicile preparate ca infuzie sau mâncare nu mai înțeapă și au un gust chiar plăcut. Urzicile sunt răspândite pe tot globul, cu excepția regiunii arctice și a centrului și sudului Africii. Pot fi întâlnite pe lângă garduri, pe lângă case, pe malul apelor și, în general, sunt răspândite de la câmpie până în zona alpină se culeg numai din zone nepoluate, din zone în care pământul nu conține substanțe de unătoare. Urzicile culese de la marginea drumului sau de lângă case pot conține plumb, care este toxic pentru organism. Atenție deci de unde le cumpărați, pentru că e important să știți de unde au fost culese.